Eu pledez pentru o regulă de joc oricum. O regulă de joc asta înseamnă un plan urbanistic zonal pentru Chișinăul vechi, elaborat și aprobat de Consiliul Municipal Chișinău. Asta înseamnă că Ionic, Vaslic și Petric, că el este un beneficiar a unui imobil, sau este arhitect proiectant, sau este un agent economic, să aibă claritate ce se poate construi, cu ce funcționalitate și cu ce regim de înălțime. Iată, administrația locală trebuie să creeze această regulă de joc, da? Acest plan urbanistic zonal pentru centru. Analizăm gradul de uzură, cât procent a rămas din fostul monument. Da? Dacă este, nu se discută desființările pentru clădiri unde avem 50% plus, dar acolo unde a rămas de la 30% în jos, eu consider că nu este o crimă, nu este o infracțiune, da? În cazul când luăm decizii de reconstituire, reconstrucție, dar cu condiția. Păstrăm reconstrucția privată, păstrarea stilului și a materialelor inițial folosite. Respectiv, are de câștigat statul care, vă atrag atenție, am fost medicul pentru monumente 12 ani. Da? Am dus interimat funcția la Agenția de Inspectare și Restaurare Monumentelor. Fiind în această structură, am făcut un UZI, un diagnostic pe tot Chișinăul vechi, pe tot patrimoniul din Republică. Și acum, ca expert din domeniu, care a văzut cum funcționează mecanismul, dar în acest mecanism finanțare nu funcționează, articolul 42 din legea ocrotirii monumentului rămâne pe hârtie. Deci statul se declară impotent în mecanismul de finanțare. Și atunci când statul este impotent, tu poți salva patrimoniul țării Chișinău vechi prin parteneriat public-privat cu susținerea agenților economici care au bani pe cont, au concept, au business plan și respectiv ei trebuie să fie ajutați prin proiecte de parteneriat public-privat, salvând acest patrimoniu. Respectiv, statul are doar de câștigat. Își salvează monumentele cu investițiile private. Și aici este un câștig reciproc și a statului și a agentului economic. Până atunci avem o indiferență totală în a investi în Chișinăul vechi. Da? Eu vă spun că acum arhitecți proiectanți nu se grăbesc să se apuce de proiecte de reconstrucție, restaurare, reabilitare, da? Pentru că birocrația este excesivă. Da, pe de-o parte, are de câștigat această zonă protejată, dar dacă analizăm mai în profunzime, prin indiferență, prin inacțiune, se ruinează, degradează.